Dispoziția numărul 566 din 20.11.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședință ordinară pentru data 27.11.2019, ora 10. Pentru data 27.11.2019, ora 10, se convocă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Căminului Cultural Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-a fost trimise de analizare proiectele de hotărâre și a compartimentelor de resort care analizează și comiesc rapoarte de specialitate la acestea, este cuprins în anexa la prezenta dispoziție parte integrantă a acestei. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor. Vă rog frumos! Vă rog frumos! Ia, Nicu! Lasă protocolul acolo! Păi da! Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locale în original spre consultare la secretarul comunei prin transmitere în format electronic în conturile de e-mail furnizate de aceștia, precum și prin afișare pe site-ul propriu. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și să le depună la secretarul comunei în cel mai scurt timp, de preferință până pe ziua ședinței de Consiliul Local, pentru a fi transmise secretarului comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Prezenta dispoziție este adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul instituției și prin aplicarea pe site-ul oficial al comunei Ștefan cel Mare. Secretarul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. Prin grijă secretarului comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, prezenta dispoziție se comunică la instituția prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Și acum, aici, la... prezenta dispoziție. Este proiect de hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții. Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, poliției locale și este transmis spre avizarea Comisiei de Specialitate numărul 1 și 2. La diverse avem cererea numărul înregistrată sub numărul 7258 din 18.11.2019, înaintată de doamna dr. Cardaș Rodi, ca medic de familie. Ați primit materialele, da? Pentru ședință. Da. Referitor la punctul 1 pe ordinea de zi, cu stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, se referă la mai mult. Am fost nevoit, de fapt, să inițiem acest proiect de hotărâre, datorită faptul că, în urma investiției în satul Negoiești, construirea de trotuare de-a lungul drumului național, am observat că mulți cetățeni parchează mașinile în fața gospodăriilor, ocupând acel trotuar și împiedicând circulația pietonilor și a bicicletelor. Exact. Da. Eu n-am spus la vreodoi, dar și... nu vreau bun simț. Nu, am mai stat de vorbă cu unul, cu altul. Eu la mine. Dar fără a fi sancționați, văd că nu vor să înțeleagă. Și am stabilit, acum urmează ca dumneavoastră să fiți de acord sau nu. Bine, acum sunt și zonii în care... am stabilit, domnul Vici, lasă-mă să te... Am stabilit un quantum între 300 și 500 de lei ca și sancțiuni. Bun, aici se aplică prevederile legii în vigoare cu jumătate din minim în timp de 15 zile, dar dacă le convine să plătească amendă pentru că staționează, parchează mașina pe trotuar, n-au de cum. Am constatat că este suficient loc între drumul național și trotuar ca să parcheze mașina. Deci este suficient loc. Am scos din hotărâre, din așa, agenții economici. Au amenajările parcate și între mașina parcată în fața unui agent economic și trotuar și drumul național
mai e loc aproape de încă o mașină. Deci nu încurcă cu absolut nimic circulația de pe trotuar. Vă rog, vă spuneți opiniile dumneavoastră. Dacă îmi permiteți. Eu cam cercul pe trotuarul respectiv, sunt vreo 3-4 mașini, nu sunt multe. E unul mil aici, lângă mazilul, domnul primar. Nu știu cine era. Nu vorbim obiectiv. Pe nu obiectiv, nu, pe nu, dar nu sunt... Nu, dar nu sunt, dar nu știu cine, dar nu sunt multe mașini. Mai multe, 3-4 ce am... decât cercul pe trotuarul respectiv. Nu, no, dar sunt zone în care poți lăsa mașina până... Nu, dar asta, asta de aici o lasă chiar pe mijloc. Pur și simplu mai de, îți dai pus-o în colegiu. Exact. Da. Păi nu, dar asta o fost și obiecția oamenilor. Asta, bă, dacă o să fac trotuarul, să fac pentru mașină sau pentru cetățeni. Deci, haideți să ne... să vorbim în jurul de asta. Da, să vă spun proiectorul. Eu aveam o întrebare. În situația în care un cetățean dorește să-și toarne pe tot, între calea verilară, deci între șosea și trotuar, să acceptă? Adică așa, chestiune lămuritoare. Din punctul nostru de vedere, da. Da. Asta e întrebat. Deci oricine chiar ar fi frumos să-și amenajeze. Să-și amenajeze, că e ceva frumos la nivel de... comun. De comun. Sigur. Dar dacă îmi permiteți, asta tot cu avizul și cu cunoștințarea, pentru că e în domeniul public, la primărie, e domeniul public acela. Este trecut în domeniul public ca să putem face investiția, dar este în administrarea drumurilor naționale. Da. Și acolo nu este deschis avizul. Sigur, sigur. Dați-mi voie ca să mai putem discuta, să vă citesc propunerea de hotărâre. Deci se interzice parcarea autoturismelor și a atelajelor hipo pe trotuarul din fața gospodăriilor acestora, îngreunând circulația pietonilor și a bicicliștilor, cât și parcarea autoturismelor pe spațiile și alte căi de acces aparținând domeniului public al comunei. Deci proiectul ăsta din hotărâre acum nu se referă numai și numai la trotuare. Deci e vorba și de alte spații aparținând domeniului public, care sunt supuse circulației și sunt blocate prin parcarea autoturismului și a atelajelor hipo. Deci ca să știți că nu numai trotuarele fac obiectul acestor amenzi, parcarea pe trotuare, și în alte locuri, constatate de poliție. Discuție. Cine mai dorește? Domnul Chelaru. Eu în fața mea acolo am avut o mașină de nisip. Când n-am mers o... Dacă îmi calc până la fără... Dacă am voie... nu încă circulația cu nimic. Și la un moment dat tot o vină. Cei de la politică, n-ai voie. De ce ai pun nisipă? Ne-a costică. Noi nu... constatăm acum dacă ai voie sau nu ai voie să pui o mașină din nisip sau de balast în fața porții ta. Nu, deci noi vorbim de blocarea căilor de acces. Deci altceva iese la ordinea de zi. Dacă cumva reclama ta le plăcut, nu poți intra. Reclama ta, dacă nu poate să iei. Mă plăcea să ți ce se va întâmpla cu pământul care a rezultat după turnare? L-a băgat înapoi. Nu, nu, mai sunt, sunt normale. Cine se ocupă de nivelare, omul? Tot ei vine și nivelează. În momentan sunt niște grămești să văd. E la noi, nu sunt. Păi acum ar fi. Marian, de respect, da, pot să-ți răspund, dar ce-a spus Gabi? Că tot ei. Dar ei au fost. I-a spus un neacostic, că nu discutăm. Despre investiții. Discutăm despre sancționarea cetățenilor care parchează pe trotuare. Nu de investiții în sine. Asta la diverse. Discutăm la diverse. Pe acest punct, cine mai dorește
prelămurire. Ne mai fiind, să punem la vot primul punct în ordine. Ce este pentru? Împotrivă? Mulțumim. Deci am învers. La divers. Cine e? Cererea, da. La punctul 2, după cum știți, cererea este mare. Domnule primar, subsemnată Cardar Rodica, medic de familie, cabinet medical individual, doctor Cardar Rodica, din care, din Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, vă solicit concesionarea spațiului în care desfășoară activitatea de prestare servicii medicale către populație, necesar încheierii contractului cu Casa de Ajutor și Asigurări Sociale Bacău, pentru Casa Județeană, pentru continuarea activității. Doamna doctor, din câte știu, are contract de concesiune până în ianuarie 2020. Acum, ca să refacă contractul cu Casa Județeană de Asigurări Sociale Bacău, îi trebuie să aibă pe toată perioada concesionat spațiul. Și cu asta am zis. Demarăm procedura de concesiune a spațiului, care o să fie valabil, concesiunea asta o să fie valabil până la terminarea investiției, construirea centrului sociomedical, care o să aibă și alte valori, alte spații, suprafețe, când o să facă o altă cerere de concesiune, alt contract de concesiune. Și acum se referă la spațiul vechi. Da, da. Dacă sunt întrebări... Da, aici nu știu dacă e vorba de întrebări. Deci este cererea unui om. Da, da. Așa. Deci, Consiliul Local aprobă sau nu aprobă concesiunea. Că după aia, desfășurarea procedurii de concesiune o să fie conform legii. Exact. Deci acum... Deci e vorba de rezoluția care o să dea cu cererea de principiu, da. Doamnei doctor, da. Da. Deci cine sunt împotriva? Vine cine de acord? Vă rog, da. Împotriva cineva? Da, mulțumesc. O bună și întrebarea cine e împotriva, că nu mai obosea oamenii să ridice mâna. Da. Să dăm domnul președinte, vreau să scrieți pe cereri. Că se aprobă cererea. Da. Consiliul Local este de acord cu... Da, da. Dacă mai sunt și alte discuții, vă rog. Nu are treabă cu investiția, cu nouă, cu concesiune. Domnul președinte, apropo ce-a spus trotuar. Întrebări dacă se bagă pământul înapoi. Eu sincer vă spun, chiar sunt mulțumit. E foarte bine și toți copiii merg în special bicicletă, dar tot pământul și când au fost sărbătoare, săraci au muncit, numai duminica nu-i pus la treabă. Deci la noi tot pământul s-a pus înapoi absolut tot. Când veni și în ela, vecina și întreba pe voi, dar nu, doamne, o să aveți, nu aveți probleme, nu se pună tot înapoi. Bă, nu este pus pe partea asta la școală, pe partea aia la, până la bibliotecă, că de-abia e în... Da, de-abia să toarnă. Dar partea noastră, la toți au făcut lucruri. Și chiar, apropo de ce a spus dumneavoastră, majoritatea, și chiar și o să fac, văd săptămâna care vine, majoritatea de lucruri să toarnă ei. Deci e un avantaj că au făcut trotuarul ăla și te legi de el. Deci, na, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte bine. Atât. Dar diversele poate să fie și pe altă temă, nu numai pe tema trotuarului. Nu, dar... Dacă...
aveți anumite probleme care... cu care vă confruntați la nivel de comunitate. Domnul Sergii mai vrea să spună ceva. Problema asemănătoare cu primul punct, la Rădean, la partea aia, mi se pare că drumul este mai îngust decât, dar nu contează. Dar sunt mașini parcate, niște indicatoare, gen staționare interzis. Da. Nu-i spune nimănui să nu oprească mașina în parte, dar să nu le iese acolo. Au curți, au, nu știu, că nu poți să treci. Dacă vine o mașină mai mare, mă văd pe aia de gunoi, face o crămă de manevri până pune picioarele jos, uite, văd unde a luat în șanț. Mașina de gunoi este un pic mai mare. Deci niște indicatoare, staționarea interzisă. Am și eu o problemă. Da, mulțumesc. Revin la problema care am anunțat-o și în ședințele anterioare. Se facă demersuri la drumurile județene, la direcția de drumuri, pentru a pune cele limitatoare în locurile care se cer pe drumul județean către Mănăstirea Bogdan. Sunt niște locuri periculoase și parcă văd că dacă nu se iau aceste măsuri, o să întâmple minune. Un loc ar fi la curba de la Chiriac, între Cosor și Chiriac, să pună o denivelare pentru a reduce viteza. Și una, cred că, pe la... venind la vale, de la relul Stoic, de la Stoica, în curba asta mare. La Podeț, acolo. La Gavrilă. La Gavrilă. Astea sunt probleme. Și eu zic că să cere astfel de lucruri, că o să întâmple minuni pe viitor acolo, să mergi cu foarte mare viteză, mai ales acum că s-a așternut și acest covor de asfalt, să merge cu foarte mare viteză. Să se planteze și limitatoare rutiere pentru reducerea vitezei în curbe. Mai e un loc aici undeva, pe la Urzică. Eu zic că acolo trebuie montate niște balustrade rutiere din astea care... Alea trebuia să vină până acum, nu știu de ce... Nu putem rămâne. Deci eu îmi plac cei de la drumul județean de Bacău să mântez. Au montat parapiețe aia anul trecut. La... mai sus. Mai sus un pic și acum urmează să montez de până jos la moară, la... La moară s-a pus de la parapeții acolo. S-a pus în fața moare acolo. Păi, și până se unească cu aia. Da. Asta e problema. Adică până la Stolievă, până la părintele Herbei. Așa. Da, dar ăștia aveau un plan. Era chiar anul ăsta trebuia să... O să vin să facă și marcajul. Marcajul... Pe asfalt, da, da. Mai este cineva care dorește ceva? În primar, la mormântarea mamei lui Leonard, la biserică, m-au oprit oamenii. Vasile ăsta, Manea, a ieșit cu 1,5 metri colțul la garajul ăla și a zis că ați aprobat dumneavoastră, că cine, de ce nu se iau o măsură? Dacă vine polei cu mașină de acolo, apa toată o ia de dealul ăla la microfan, și ăla a intrat, zice, 1,5 metri în șoteală. Dar de unde știi mai aia că se pădrează? Eu nu știu, dar eu vă spun ce mi-a spus oameni. V-am spus și eu. Dacă e... nu înțeleg o chestie. E suplamentar, dar unii poate aveți de vrea voință. Chiar nu vorbesc dracu ei sau nu vorbesc la mișto. Pe Leonard, probabil, atunci nu l-a întrebat, că era durerea lui, că era... Nu mă discut nici eu, că era la mormântare. Ei vreau mai mult, mă întreb. Nu știu, am fost și eu, n-am fost la mormântare, am fost la... am pus o floare acolo, ceva, la sicriu. Nu știu, puiul, dacă a fost la mormântare. Nu știu, chiar vreau să eliminați discursul ăsta, că mi-au spus niște oameni. M-au oprit niște oameni și mi-au spus niște oameni. Numele, domnul inginer Bifică, asumați-vă răspunderea și spuneți ce vreți să spuneți dumneavoastră, nu prin intermediul a unor oameni. Sau prin intermediul unor oameni. Știi cineva proiectul Lumania? Nu. Deci nu ieși din proiect.
Pot să vă spun eu. Știți, dacă... Că noi am avut niște conflicte, chiar am avut niște conflicte cu familia asta. Sindromul capra vecinii. Capra vecinii, da. Și nu știu acum de unde să vină apa și să încurci gardul ăla al Umania. Ce apă? De unde vine? Mașina școlii ce face? Păi dar sare șantul și te duci în gardul... Da, nu-i șant, că ieșit în stradă. O făcut un podest pe șant, nu? A făcut un podest. Dar a doua problemă este la scuzetarul, pentru ce zici, e două faze, nu arde deloc. Arde numai așa, ca o lumină, cum arde la... Dacă se concentrăm așa de acustică, înseamnă că o să punem bemuri din lună în lună, numai la așa. Dar la el nu arde, decât o leacă. Păi, decât o leacă, e? Deci mai putem lăsa ședința asta, mai putem lăsa la două luni. Deci astea poate să se aducă la cunoștință, nu în... ședința ordinară la diverse. Deci puteți să mă sunați că nu arde becul nu știu unde, oricând, nu la ședință. Dacă acum dăm vine și la cameră. Eu l-am sunat pe domnul vice, mi-a spus, pensat, prin Bogdana, băi, nu e bec, acolo nu e bec, acolo nu la ședință. Ai spus că înainte de sărbători să facem verificare și cu asta basta. Simplu, l-am sunat ieri pe Cătălin și am zis, băi... Păi da, asta e. Și au zis, da, băi, a luat la cunoștință, a scris... Sărătate, păi da, nu-i corect. De când știi problema asta ne-a fost decât cu biecul la cuscală? De când nu știi? Da, e de două săptămâni. Dar de ce nu ai sunat de două săptămâni? Nu, așa mi se pare normal, așa. Logic. Al doilea obiect este în fața mea. Acolo al altă, iar accident, numai nu l-a luat pe botul mașinii. Lumina aia care este becul ăla de acolo, dacă este, îl cumpăr eu. Cât costă un bec? 500 de mii. Trebuie un bec mai mare acolo, să lumineze în față. Trec țigani, unul vine la magazinul alimentar, unul se duce dincolo la... Dar arde becul? Arde. Trebuie mai mare. Mare. Da. Ăla care luminează camera lua vederi, luminează până în calea ferată, iar ăsta nu se vede decât pe alea. E cu eu nu le-am zis. Ăsta-i bec. Uite. Eu încă am motivat, că am zis că iluminatul este onestul. Nu ia nouă. Mai sunt și alte discuții, vă rog. O să întreb și eu ceva. Ai același drept pe orice consilier. Da, domnul primar. Ce frumos arată șoseaua. Mulțumim pentru cei care, în grija căruia a fost treaba asta și s-a revalorat. Trebuie consiliul de țeană. Foarte bine. Dacă aveți cunoștință vis-a-vis de, dacă au ceva în vedere, șerii bolile ca să le facă sau când, dacă ceva știți de treaba asta. Nu, bolile deci s-au făcut. Ce a fost în proiect. Acum a fost numai o întreținere a drumului. Nu a fost investiții. Da, da, am înțeles. Acum 12 ani, în 2007, când s-a făcut investiția, atunci ce a fost prins în proiect asfalt și rigole, alea au rămas. Da. Da. Deci nu se mai fac alte rigole. Da. Din câte știu eu. Sigur, ar arăta cu totul altfel dacă ar fi rigole și podesuri. Standard, poate ar arăta de altă față, dar mă rog, asta da? În timp și, și spață. Nu ești pretențios, știu. N-are cum. Nu. Da. Mulțumesc. Ce? Domnul primar, eu am o dată, mulțumesc de dragul de asta, de dragul să partid, nu știți, mă? Cât timpul ce au șezut. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim la Gârbăvara, că a venit mai mult lume la biserică, deci ați făcut acolo. Vine mai mult lume acolo. Da, da. Până acum urca greu. Pe urca mai greu. Da. Da, n-am făcut-o că să vină mai mult lume sau mai puțin. Am credut de cuvinții că trebuia. Corect. Dacă nu mai sunt, nu mai dispun de la mine.
Hai ca oamenii prășe Tavuriana pe Bușoi. Să declarăm închis ședință, dar care mai este dator la oamenii? Da, da, da. Thank you.